După cum ați urmărit în informațiile oficiale, există vaccin anticovid. Este în fazele ultime de aprobare. Oricum au fost finalizate testele clinice și vedem în sfârșit o perspectivă certă pentru a rezolva această epidemie gravă de coronavirus care a dat peste cap lumea. Noi trebuie să fim pregătiți să ne organizăm pentru a putea demara campania de vaccinare imediat ce vom putea accesa practic primele cantități care ne sunt repartizate de vaccin. Există o înțelegere pe care am salutat-o din primul moment la nivel european, contractarea cantității de doze de vaccin s-a făcut la nivel european. Toate cantitățile sunt repartizate proporțional cu populația fiecărei țări membre a Uniunii Europene și pe măsură ce vin cantitățile, ele se repartizează către fiecare țară. Nu vom avea cantitățile deodată, le vom primi în mai multe etape și această muncă, practic acest efort comun al tuturor instituțiilor care vor fi implicate în campania de vaccinare, va fi un efort pe o perioadă mai lungă de timp până când vom putea reuși vaccinarea. La reuniunea grupului de lucru convocată de președintele României, Klaus Iohannis, care a avut loc la Cotroceni, împreună cu domnul președinte, am luat decizia de a structura dispozitivul de vaccinare, de a avea o comandă fermă pentru toate entitățile care vor fi implicate în campania de vaccinare. Conducerea întregii campanii de vaccinare va fi asigurată de domnul colonel Valeriu Gheorghiță, medic primar infecționist la Spitalul Militar, pe care l-am invitat la ședință și pe care îl invit să ne adreseze câteva cuvinte. Domnul colonel, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, bună seara. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru încrederea acordată. Vă asigur de conștientizarea responsabilității pe care o am în acest moment. Mă bucur că pot face parte din structura aceasta de conducere. Activitatea de vaccinare este cea mai sigură cale prin care noi putem reintra în cel mai scurt timp într-o viață cât se poate de normală, atât din punct de vedere social, cât și din punct de vedere economic, personal și în toate domeniile de activitate. Este un efort interinstituțional, este o strategie la care lucrăm de aproape două luni printr-o activitate conjugată a Ministerului Sănătății, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne. Suntem aproape de finalizarea strategiei. În prima parte a săptămânii viitoare o putem pune la dispoziție pentru a fi prezentată public. De asemenea, în momentul de față vom demara toate activitățile ce presupun logistica activității de vaccinare, atât din punct de vedere medical, cât și din punct de vedere nemedical, pe tot ce înseamnă activitate de stocare, distribuție, repartiție și respectiv transportul acestor vaccinuri. Sunt convins că, având sprijinul dumneavoastră și al instituțiilor cheie implicate în derularea campaniei de vaccinare, putem să spunem la sfârșit misiunea îndeplinită și să asigurăm până la urmă ceea ce ne dorim cu toții, siguranța și sănătatea cetățenilor României. Avem încredere, domnul colonel. Am înțeles că sunteți pregătiți cu un memorandum
privitor la structurarea Comitetului Național de Conducere al Vaccinării. Trebuie să știți că domnul colonel Valeriu Gheorghiță va fi secondat de un secretar de stat de la Ministerul Sănătății, în persoana domnului Andrei Baciu, pe care îl invit să ne spună câteva cuvinte. Stimate domnule prim-ministru, vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate. Vreau să menționez că, sub coordonarea domnului ministru al Sănătății, domnului Nelu Tătaru, noi am depus toate diligențele pe parcursul ultimilor luni pentru a fi pregătiți cu toate demersurile științifice efectuate la nivel internațional. În momentul de față, putem să vă asigurăm că suntem aliniați la punctele și progresele pe care le-au făcut celelalte state membre ale Uniunii Europene și suntem pregătiți pentru a demara și pentru a continua în continuare toate eforturile necesare pentru a implementa această campanie de vaccinare într-o manieră cât mai eficientă. Vă mulțumesc foarte mult! Vă readuc aminte dacă există posibilitatea să solicităm Comisiei Europene și posibilitatea de sprijin pentru vaccinarea în Republica Moldova. Vă mulțumesc. Nu cred că mai este necesar să vă spun că toate ministerele și autoritățile care vor fi implicate în acest Comitet Național de Conducere a campaniei de vaccinare vor trebui să se mobilizeze la maxim, să pună la dispoziția conducerii campaniei de vaccinare domnului colonel Gheorghiță și domnului secretar de stat toate resursele umane, materiale, logistice, financiare, care sunt necesare pentru a duce la bun sfârșit această campanie. Domnul ministru Tătaru, vedem că încă nu înregistrăm o reducere a numărului de infectări și știți că am discutat de creșterea capacității de tratare în secțiile de terapie intensivă. Aș vrea să știu, să informați colegii în ce situație suntem. Da, domnule prim-ministru, după cum știți, sub coordonarea dumneavoastră, ultimele 3 zile am făcut evaluare la nivel național și București a situației evoluției pandemiei și am căutat suplimentarea paturilor de terapie intensivă la nivel național și în București. Țin să vă informez că astăzi am introdus în ordinul 555 pe 2020 încă 24 de unități medicale de spitale. În totalitate sau doar cu o parte de ATI, urmând în 7 până la 21 de zile să operaționalizăm 280 de paturi de terapie intensivă. După evaluarea fiecărui spațiu în parte de echipele de la Inspecția Sanitară de Stat, ISU și cele de la ANMDR, vom face și avem în evaluare și necesarul de dotare personal pentru a putea operaționaliza aceste 280 de paturi în perioade variind între 7 și 21 de zile. În ceea ce privește verificările ample care le-am început, solicitarea mea către dumneavoastră este să finalizați toate aceste verificări și aceste verificări să fie urmate de un raport comun împreună cu Departamentul de Situații de Urgență, astfel încât să ne facem o imagine asupra resurselor necesare pentru a putea finanța toate lucrările de reparații, de modernizare, și de asemenea planul de măsuri de conformare la reglementările în vigoare în ceea ce privește instalația. Fiecare unitate sanitară verificată în terapie intensivă primește și un plan de conformare, un plan de măsuri, iar la sfârșitul săptămânii avem un prim raport cu unitățile care au fost verificate. Domnul secretar de stat Arafat, practic aștept și din partea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență colaborare și implicare în această acțiune. Cu siguranță, domnule prim-ministru, îi fac echipe mixte și rapoartele după asta vor veni în bază la constatările care vor fi pe teren. Bine, vă mulțumesc. Doamnă vicepremier, știți că am discutat împreună, nu e domnul ministru Boloș și doamna secretar de stat, despre alocarea unei finanțări europene pentru finanțarea lucrărilor de modernizare, de
asigurarea calității tuturor acestor instalații. Da, domnule prim-ministru, așa cum ați discutat, așa cum am discutat anterior și cu domnul ministru al fondurilor europene, Marcel Boloș, am pregătit pentru o primă lectură un proiect de ordonanță de urgență prin care investițiile care vor fi necesare în upgradarea sistemelor de alimentare cu energie și cu gaze medicale să poată să fie decontate pe fonduri europene, pe aceeași schemă pe care am folosit-o pentru decontarea tabletelor achiziționate pentru copii sau echipamentelor electronice sau chiar pentru aparatura medicală. Practic, unitățile sanitare care sunt în subordinea autorităților publice locale sau centrale pot să avanseze aceste cheltuieli care ulterior vor fi decontate pe fonduri europene. Vă mulțumesc, doamnă vicepremier. Domnul ministru Câțu, suntem pregătiți cu rectificarea bugetară? Domnul premier, suntem pregătiți în prima lectură în această seară cu rectificarea bugetară pentru a prezenta informațiile colegilor și dumneavoastră, toate informațiile din această propunere. În linii mari, deficitul bugetar estimat pentru finalul anului crește la 9,1% din PIB, dar asta pe fondul reducerii veniturilor față de cele estimate inițial cu 4,2 miliarde de lei, în urma deciziei pe care am luat-o de a eșalona datoriile acumulate în perioada de la starea de urgență, de începutul stării de urgență până pe 25 octombrie ale companiilor și alte măsuri fiscale. O decizie foarte bună pentru că dă o gură de oxigen companiilor care se află într-o situație destul de dificilă. Exact. În același timp, estimarea pentru contracția economică a fost modificată la minus 4,2 pentru anul acesta. Este în linie cu estimările tuturor analiștilor, majoritatea analiștilor. Aici avem îmbunătățirea estimărilor și a Comisiei Europene și a Fondului Monetar, care se îndată spre această estimare. Un lucru aș vrea să mai spun, estimăm venituri bugetare până la finalul anului, totuși mai mari decât cele de anul trecut, chiar dacă economia în trecut creștea cu 4,2%. S-a văzut clar că în ultimele trei luni veniturile la buget au fost mai mari decât în lunile echivalente ale anului 2019, ceea ce consolidează trendul de creștere. Este adevărat. Pentru această rectificare au fost alocate sume în special pentru asigurarea finanțării necesare în domeniul sănătății, asistenței sociale și educației. Și al doilea obiectiv important a fost acela de a continua investițiile. Și anul acesta avem investiții estimate la 55 de miliarde de lei, în creștere față de bugetul inițial cu 4,5 miliarde. O să vă rog după prezentarea în ședința de guvern să prezentați la briefingul guvernamental proiectul de rectificare. De asemenea, nu uitați de echilibrarea bugetelor locale, că sunt județe și localități care, fiind un an electoral, nu au fost riguroși în planificarea bugetară, dar pe de altă parte nu putem să lăsăm asistenții personale ai persoanelor cu dizabilități fără salarii, nu putem să lăsăm angajații din direcțiile de asistență socială fără salarii și aici va trebui să asigurăm o echilibrare a bugetelor locale, strict pe aceste categorii de cheltuieli, de cheltuieli sociale, cheltuieli de funcționare. Pe de o parte, în această rectificare este prelungit acel swap pe care l-am făcut la rectificarea precedentă, iar facturile sunt prelungit facturile restante până la 30 septembrie, ca să intre în acest swap, dar ne uităm, bineînțeles, la toate cheltuielile. Da, asta trebuie comunicat, pentru că ei trebuie să facă compensările care le sunt permisuri. Din ce evidență avem până în momentul de față, nu prea au folosit această facilitate, deși este transmiteți-le că au această posibilitate să utilizeze această facilitate. Pe de altă parte, vă spun, din analizele împreună ne-am întâlnit cu reprezentanții autorităților locale și știm că e necesar să alocăm sume pentru echilibrare. Bineînțeles. Mulțumesc, domnul ministru. Domnul ministru Popescu, avem două teme importante. Când încep plățile pe schema de ajutor
pentru companiile afectate de COVID, respectiv plățile către micro-întreprinderi sau SRL-uri fără angajați și plățile pentru granturile de capital social. Domnul prim-ministru, astăzi la ora aceasta când vorbim sunt validate 5100 de cereri din schema 1, cea de microgranturi de 2000 de euro. Mâine se trimit absolut notificările către cei 5100 cu contractele pentru a putea fi semnate în aplicația informatică, totul va fi informatic. Banii aferenți acestor cereri acceptate sunt deja, se găsesc deja în momentul de față în bănci, deci nu mai sunt în agenții, nu mai sunt în minister, sunt în bănci. Întreprinzătorii nu trebuie să facă decât să încarce în aplicație contractul semnat și în două zile maxim banii le reintră în cont. Referitor la schema 2, aceeași evaluare va începe luni dimineață și estimăm că tot așa, la jumătatea săptămânii, banii pentru schema 2, primul calup de 5.000, de 6.000, de 7.000 de cereri va începe plata pentru primul calup. Este o așteptare foarte mare, da? Știți că foarte multe companii au aplicat și pentru ele sunt vitale aceste resurse. Există și aici va trebui să ne mișcăm foarte repede. Există în continuare un proces manual, semi-manual, care întârzie o verificare a unei declarații. Analizăm în momentul de față cu STS-ul ca până la sfârșitul săptămânii să automatizăm complet acest proces, în așa fel încât, să zicem, începând de săptămâna viitoare, practic să putem merge cu calupuri de 10.000 mai mult. Ceea ce îmi doresc eu este ca până la sfârșitul lunii majoritatea banilor să intre deja în conturile întreprinzătorilor. Și dacă astăzi aprobăm ordonanța 130 modificată, așa cum a fost în prima lectură, domnul prim-ministru, săptămâna viitoare lansăm și măsura 3, măsura de investiții. Tot astăzi, în seara aceasta, vom lansa perioada de premergătoare, de preînscriere pentru programul Electric Up, așa cum am făcut și cu celelalte două programe, în așa fel încât săptămâna viitoare să putem lansa și programul, spre sfârșitul săptămânii, programul Electric Up. Suntem în grafic cu absolut toate proiectele care ne le-am propus. Bine, mulțumesc. Doamna vicepremier Turcan, schema de ajutor pentru cultură. În ce stadiu suntem? Astăzi există în mapa acestei ședințe un memorandum care prezintă o schemă de ajutor de stat pentru industria culturală, profund afectată de această perioadă. Această schemă, practic, intră în dezbatere publică, va putea fi consultată și în continuare și îmbunătățită. Până în momentul de față am avut 15 runde de consultări pentru elaborarea acestei scheme și, practic, ea reprezintă o formă de ajutor de stat cu un plafon de 100 de milioane de euro, prin care... Vor fi eligibile și formele de organizare culturală de tip ONG? ONG-urile sunt eligibile, IMM-urile, chiar și întreprinderile mari, pentru că sunt unele organizatori de evenimente, de exemplu... Persoane fizice autorizate. Persoanele fizice autorizate și artiștii independenți. Deci, practic, sunt incluse toate categoriile de actori culturali care și-au văzut activitatea atât afectată economic cât și profesional din cauza distanțării fizice. Deci, practic, adoptăm memorandumul astăzi. Practic, astăzi adoptăm memorandumul. Nu mai este nevoie de notificarea comisiei. Avem nevoie doar de aviz de la Consiliul Concurenței. Intră în dezbatere publică. Actorii vizați trebuie să se înscrie pe un site pe care l-am pus la dispoziție și o să-l prezentăm public și în urma înscrierii pe acest site dimensionăm foarte clar și bugetul pe care o să-l alocăm în total. Noi plecăm de la un plafon de 100 de milioane și sperăm să fie o estimare corectă și de asemenea e și o condiție de eligibilitate înscrierea pe acest site. Mulțumesc, doamnă vicepremier. Domnul secretar de stat Arafat, suntem gata cu ordonanța pentru implicarea studenților din anii terminali?
Domnul prim-ministru, ordonanța este gata pentru adoptare astăzi. Noi, de altfel, în colaborare cu universitățile, am început să creăm listele, deci au început universitățile să creeze listele. În secunda în care este publicată, o să începem să preluăm studenții care s-au înscris și să-i repartizăm. Adică deja universitățile înscriu studenți în... Exact. Am trimis o adresă pe care... În acest efort de mobilizare. Exact. N-am așteptat adoptarea știind că a fost în prima lectură și am început deja să ne mobilizăm. Când se publică, sperăm mâine, deja începem să o implementăm. Avem toate avizele și da. De la Consiliul și Legislativ. Și de la CES și de la Consiliul Legislativ. E un lucru remarcabil. Aici va trebui să comunicăm cu studenții care se vor implica. Chiar apreciez în mod deosebit această inițiativă și, într-un fel, studenții pot să dea și ei un exemplu pentru toți. Oricine poate să facă ceva bun în această bătălie, trebuie să intre alături de noi în această bătălie. Deja primim, să știți, telefoane în care se interesează studenții care vor să intre și îndrumăm să se înscrie prin universitățile unde ei sunt înmatriculați. Bun, aici să gândiți foarte bine comunicarea, interacțiunea, modul de implicare a lor, activitățile efective în care se pot implica, astfel încât să avem o implicare a lor cât mai serioasă și în același timp să simtă susținerea și aprecierea noastră pentru efortul pe care îl fac. Cu siguranță. Mulțumesc, domnul secretar de stat. Domnul ministru Aurescu, vă rog să ne prezentați situația cu organizarea secțiilor de votare în străinătate, astfel încât să fim pregătiți și românii să cunoască efectiv unde pot vota, la ce secții de votare. Domnule prim-ministru, Ministerul Afacerilor Externe a transmis către Autoritatea Electorală Permanentă la 16 noiembrie propuneri pentru organizarea 748 de secții de votare în străinătate. Astăzi, Autoritatea Electorală Permanentă a emis hotărârea de aprobare a acestei propuneri. Este foarte important de subliniat că alegerile au loc în două zile, sâmbătă și duminică, 5 și 6 decembrie. Este pentru prima oară când alegerile parlamentare în străinătate se derulează pe parcursul a două zile și mă bucur că această soluție susținută de Ministerul de Externe și de dumneavoastră personal, domnule prim-ministru, a fost inclusă în legislație. Vreau să subliniez că propunerea de organizare a celor 748 de secții de votare în străinătate este rezultatul consultării de către misiunile diplomatice și consulare a reprezentanților comunităților de cetățeni români în afara țării. Iar în ceea ce privește numărul de secții, vreau să remarc faptul că față de alegerile parlamentare anterioare din 2016, când au fost organizate 417 secții, anul acesta am propus organizarea a 331 de secții în plus. Câteva exemple... În condiții de pandemie. Mai ales în condiții de pandemie. În condițiile în care foarte multe țări din Europa, chiar țări cu o prezență numeroasă din partea diasporei românești, se confruntă cu... un val epidemic foarte serios. Și aș vrea să menționez doar câteva exemple. În Spania am propus 140 de secții față de 53 în 2016, Italia 137 de secții față de 73 în 2016, Germania 61 de secții față de 15 în 2016, Marea Britanie 50 de secții față de 21 în 2016, Franța 48 de secții față de 16 în 2016, Statele Unite 36 de secții față de 31 în 2016 și așa mai departe. După cum am informat deja public, nu vor fi înființate secții de votare în Malta, Nigeria, Venezuela și Coreea de Nord din motive obiective. De asemenea, așa cum ați menționat, conform comunicărilor oficiale ale autorităților din statele de reședință, este posibil ca în anumite situații secțiile de votare să nu se înființeze din cauza condițiilor pandemice, așa cum este posibil să existe restricții în ceea ce privește circulația și întrunirile publice. Aici dar... va trebui să ne asigurăm că acolo unde există restricții, exercitarea dreptului de vot de către români la secțiile de votare în
astfel de zone cu restricții va constitui o excepție de la restricții. Am făcut deja demersuri în acest sens și, de asemenea, vom avea în vedere inclusiv relocarea unora dintre restricții în cazul în care se va impune și vom informa prompt cetățenii români din zonele vizate. De altfel, în curând o să punem la dispoziția cetățenilor români pe site-ul Ministerului și o hartă interactivă cu secțiile de votare din străinătate care va putea să semnaleze inclusiv astfel de situații. De asemenea, aș dori să informez că împreună cu Ministerul Sănătății vom lucra la un set de măsuri pentru protecția cetățenilor care participă la procesul electoral și vom emite un ordin comun în acest sens cu avizul AEP. De asemenea, faptul că organizarea în condiții optime a alegerilor parlamentare presupune în străinătate și o implicare activă a formațiunilor politice prin desemnarea reprezentanților ca membri în birourile electorale ale secțiilor de votare. De asemenea, este importantă și esențială chiar implicarea cetățenilor români din străinătate ca membri ai birourilor electorale și aș dori să fac pe această cale un nou apel către românii din străinătate să se înscrie ca posibil membri ai secțiilor de votare. De asemenea, vreau să vă informez că în cadrul centralei Ministerului am alcătuit deja o listă de voluntari care sunt pregătiți să se deplaseze la diverse secții în cazul în care va fi nevoie în funcție de evoluția situației din teren și că am transmis tuturor ministerilor o solicitare de sprijin cu personal pentru secțiile de votare din străinătate, de asemenea în cazul în care va fi necesar și de aceea reiterez rugămintea către colegii de la celelalte ministere de a ne sprijini cu nominalizarea unor persoane din cadrul instituției, repet, dacă situația o va impune. Vă mulțumesc foarte mult. Solicit domnilor miniștri să colaboreze cu domnul ministru Aurescu și să solicite angajaților să se ofere voluntari pentru a putea asigura resursa umană necesară organizării alegerilor în diasporă cât mai bine. Cu precizarea că, de fapt, acest voluntariat este remunerat pentru că este o indemnizație de 450 de lei pe zi pentru activitatea desfășurată în cadrul secțiilor de votare pentru membrii simpli, 500 de lei pe zi pentru cei care sunt și membri și operatori de calculator. Da, și vă cer, domnul ministru, să sprijiniți eforturile Ministerului Sănătății privitoare la posibilitatea de a ajuta cetățenii din Republica Moldova pentru vaccinare. Domnule prim-ministru, după cum v-am informat, noi am întreprins deja demersul pe lângă Comisia Europeană în acest sens. Mulțumesc!